și acum... Profesoară? Hai, zici tu că aici e mai bine? Da, domnule, că nu ne vede nimeni. Alo, alo, ce faceți acum? Stați un pic, domnule, stați un pic, domnule. Cu gărgăriță, cu așa, și mai un clasic cu floare. Vai, ce frumoase sunt, am nici două nu știu sunt care. Ei, nu, o să aleg unul. Ce faceți, mă, dați mărțișoare la mine în platou? Păi, dar unde vreți să mergem, la școală? N-ați văzut că nu ne lasă cu mărțișoare? Păi, până la urmă, ministrul a zis că e ok, că da, se poate. E, că... O fi zis el, dar mereu se trezește câte un coleg sau, nu știu, vreun părinte ipocondru. Deci, nu, am ajuns să ne ascundem, să primim un mărțișor de 1 martie, cum cere datina, mi se pare incredibil. Și la mine în emisiune vă ascult. Da, unde, domne, să mergem? Unde să mergem? Păi nu știu, oriunde, altundeva. La baie, da? Unde fumează chiulangii de la 7-a C? Ca să stau eu în fum, eu nu-mi plac. Da, i-am prins. Eu nu suport fumul de țigară. Și ce ați zis voi? Hai să mergem într-un platou de televiziune, să oprim o emisiune. Am nevoie de un loc cât mai repede, pentru că nu știm cât timp mai avem. Eu nu știu dacă prindem școlile deschise până de 8 martie. Mai da, am văzut că spitalele iar pline, e dezastru. E dezastru și voi dați, vine valul 3 și voi dați mărțișoare COVID. Dar e cu gărgăriță, domnule, nu e cu COVID. Cu gărgăriță, negărgăriță, cu ce-o fi, lasă-mă în pace, că e... Nu l-ai dezinfectat, am și văzut înainte să-l dai, ce să mai... Nu-i nimic, bag eu un lighean de mărțișoare la spălat la mașină și se rezolvă toate problemele. Prea târziu, a spus mâna, păi el a dus COVID-ul acasă, ce naiba acum? Bă, Dane, dar tu ești invidios, voiai un mărțișor și tu sau ce? Nu vreau niciun mărțișor, domnule, cum să vreau mărțișor? Ia, domnule, ia-l pe ăsta dacă... Mulțumesc, dar nu pot să-l accept, nu e nici igienic, nici vă rog frumos. Bine, atunci le iau, le spăl pe toate și și vi le aduc mâine când... Da, mulțumesc, cum să nu? Da, să mă întrerupe și mâine. Cere, da. A da mărțișoare la școală sau a nu da mărțișoare la școală? Aceasta a fost întrebarea care a pus cele mai multe probleme în ultimele zile în domeniul educației. Da, s-au încins grupurile de WhatsApp ale părinților. Au fost câteva zile pline de tensiune, de nervi. Vai, dar cum se poate să nu oferim noi tradiționalele mărțișoare ca să aibă doamnele profesoare ce să arunce la tradiționalul coș de gunoi? Da? Mă mir că n-au fost interpelări în Parlament pe acest subiect. Da, că nu s-a depus o moțiune, că n-a căzut, domne, niciun ministru. O exagerare, iar Ministerul Educației nu susține niciun fel de exagerare. Și au mai fost și alte întrebări în aceste zile, puse de Consiliul Național al Elevilor, care a făcut un sondaj în rândul copiilor din țară pe tema condițiilor din școli. Răspunsurile elevilor care n-au copiat sunt, din păcate, mai mult decât previzibile. Jumătate dintre elevii din toată țara spun că nu au apă caldă și săpun la școală, potrivit analizei făcute de Consiliul Național al Elevilor. Baia la școală. Nu văd nicio chiuvetă. Nu cred că e nimic pentru spălat pe mâini. Pandemie te halesc. Nu e apă la școală, fraților. Nu e săpun, nu e hârtie, nu-s măști, nu e dezinfectant. Ca de obicei, regulile stabilite în birourile de la centru au rămas pe alocuri doar niște vorbe mari și goale, fără cine știe ce acoperire în realitate. Sunt toalete vechi, eu. Și eu sunt fostă elevă a școlii localnică de aici. Eu le-am folosit tot acelea ca elevă, vă dați seama, sunt de mulți ani. Ce să ducem tradiția mai departe, ne știți pe noi. Noi când vine vorba de tradiție, na, facem la capitală niște reguli, le scriem acolo și aia în teritoriu se fac că le respectă. De 2000 de ani o ducem tot așa. Cei drepți se observă și un mic progres, da. Până astăzi lipseau din școli doar apa, săpunul și hârtia. Acum se adaugă pe listă măștile și dezinfectantul. Bravo, mă, România, țin-o tot așa. De când bunicii noștri e ceva ăla. De pe vremea bunicilor, auzi? Păi să-l declare monument istoric și să-l închidă. Ori cu el, ori fără el, tot aia. Norocul nostru e că se anunță o nouă revoluție în domeniul construcției de școli și grădinițe. Da, în ultimul program de guvernare sunt prevăzute cel puțin 2000 de bucăți. Altele, altele decât alea 2000 promise de PSD în 2016, nu? Ori erau simple promisiuni electorale. Știți că la coaliția de centru noaptea, una e promisiunea, alta e programul.